Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Granny cu un nou mod de Granny, care nu mai este nou, pentru că a apărut, cred că acum o săptămână sau două. Cum o cheamă, Marius, pe asta? Playtime. Era să zic fun time și asta te pune să sari coarda. Astăzi, băieți, ne jucăm 5 days, ne jucăm Granny și Granny este nimeni altul decât... Ia uite-l acolo pe ușă. Boldy. Ia uite-o. Păi nu e, că aia nu e Granny, aia e Boldy. Nu mai știe să deschide ușa, trebuie să ajut eu, ca pe o bunicuță bătrână, ai bun. Nu, Rafael, e că ai înțepenit-o, i-ai pus frână. A, dacă îi dau invizibil, se oprește? Da. A, ia uite-o ce urâtă e. E Boldy, mă, nu e Granny. Bă, hai să fim serioși, că ne prindem. E Boldy și face, e Granny și face cosplay, ce face? Se deghizează păi, în Boldy. Iată, păi, ce urâtă. Spune-o povestea, s-a pregătit... Pentru că vrea să căsătorească cu Boldy. E în inima ei. N-am văzut o creatură mai hidoasă de atât și nu înțeleg de ce s-a vopsit. Du-te în garaj să vezi secretul lor. Da? Prea mulți sunt secreți. Ia, dacă dau Kent Attack. Hey, uite nebuna, bă! Deja vine. Ia. E prea ciudat modul acesta. Mi-a plăcut când am văzut și am zis, bă, știi ceva, trebuie să îl prezint și eu. Așa că ne vom duce în basement. O lăsăm acolo pe... Și te-a plăzit Rafael acolo. Poftim? Bă, am închis ușa! Nu se mai respectă nici legile fizice. M-a luat prin perete? Cred că păi da. Da. Că nu era în spatele ușii. Pare rău, bunii, atunci trebuie să nu ne mai ataci. Și să ne lași în pace pentru că vreau să le arăt abonaților ce se află în garaj. Hai bă, Boldy! M-ai mâncat, m-ai încuiat repede aici când eu sunt șeful. Bă, dar Boldy are doar un fir de păr în cap, ea are prea mult păr. Hai să nu zicem, cred că n-a putut să o facă cheală. Păi Boldy înseamnă chel, nu? Oh Chelios. My god. Da, așa chelios. Ok. Și avem aici un easter egg. Primul rând, podeaua este lavă și nu e joculețul acela pe care îl mai joc eu. Podeaua chiar e lavă aici. Și... Ia vezi, Rafael, secretul. Uite. Asta era secretul zice lor. Zice love, one love, dar se repetă de multe ori, înțelegi? Am înțeles, dar stai că-mi vine să strănut. Deci, Boldy o ține în brațe pe Granny și o iubește în inima lui. Da, vezi? Developerii ăștia au început să se plictisească de tare în Granny, încât au început să facă tot felul de prostii. Cine e mașina asta? E cu Boldy, cu Playtime, Funtime sau cum trebuie îl să apreciem totuși, pentru că e destul de dificil să faci texturile acestea, chiar dacă par foarte banale. Mai merge să închidem? Nu, nu. Dar se întoarce sacadat, așa am făcut și pe PUBG când jucam cu tine. Ok. Și o să explorăm puțin texturile. Păi poza aia, Rafaele. Ce poza? Ah, da, chiar. Să afli secretul lui Granny. Da, găsesc eu toate bucățile din poza. Păi da, nu cred că ne chinuim să trecem, adică... Este un mod mai special acesta, pentru că inițial s-a lansat doar textura, dar acum, ia uitați. E secretul acolo, Rafaele. Dar acum avem și modul lui Null Zerep, care zi să-i zic, ne dă voie să o facem pe bunii mică, mare. Mamă, de nu căutăm noi la pozele astea acum și aici suntem în Minecraft aici. Așa. Mergem frumos pe dirt, pe pământ cu iarbă. Și o să inspectăm fiecare cameră, inclusiv o vom readuce la viață pe Slendrina. Bun, și ne interesează doar... Wow! Cam și eu de ăștia, Boldy, nu doar tu. Ce părere aveți acum? Și eu și Boldy suntem frățiori, da, în jocul acesta. Ai soluția sau era vrăjeală? Ce? Aia o fi soluția. Oh my god, nu, cred că era mișto. Dar vezi cum e Boldy uimit. Oh, ai găsit-o? Nu s-a așteptat, da, da. Dar e la mișto că n-ai cum în joc. De cine ar fi cu underline-ul? Adică, ok. Bun, hai să căutăm pozițiile alea. Asta nu știu cine, poate e developer. Și e Marabol. Ah, da, e avatarul developerului. Și e un câine aici, iese din el. Ia să-i aminte. Și developerul acesta are o comunitate de ruși. De asta și-a scris numele în rus aici când își face reclamă. Dar... Nu înțelege nimic. E dubioasă treaba. Chiar nu înțelege lumea nimic. Și l-a pus pe geam, bă, ca uite să pe n-ai... masă poza. Ce a văzut, Marius, dar pozele astea ies mai mult în evidență acum, că sunt colorate. Da. Sunt colorate. Bun, nu știu pe unde. Să ciucești ăsta singur. Hai să le aruncăm aici, nu le punem.
Doar la final, după ce le-am luat pe toate. Ia uite. Bă, nu prea pot să-i mai zic dragostea mea, că e urâtă rău de tot, adică, pe bune, zici că are ciarcă, nesu, ce are acolo? Ei sunt ochii lui Boldi, mă. Și uitați-vă la dinții ăștia, Doamne sfinte, iese maxila, nu maxilarul, iese gingia prin nas. Pă bune, e horror treaba asta, uite. Ce-a găsit Rafael acolo? Chiar e horror treaba asta. Și știți Păi, ce dar de unde este și știi mai câte horror? părți îți mai Ce anume? lipsesc? De unde știi câte părți îți mai lipsesc? Abar n-am, dar fii atent. Asta e și mai horror. O bunicuță Boldi Ce ai, mică? Boldi? Dar știi ce e și mai horror decât o bunicuță mică? Boldi. Două bunicuțe Două mici? bunicuțe mici. Ia să le clonăm pe nebune. Cine e bun la cap? Chiar sunt un castore ceva. Fii Te-a atent. prins. Să poate? Păi da, te-a prins. Poți să te Așa bați sub micuț. orice acum. Ia du-te și bagă-te sub. Acum Granny chiar pare mare, totuși e mică. Bagă-te în dulapul ăla, unde m-am băgat eu. Wow. De ce neva s-a clonat alta? Sau m-am priceput? Aia, de te plăzdi în perete. Ah. În ce dulap te-ai băgat aici? Nu, în ăsta, în ăla de vitrina aia. Aici? Și în ăsta, în toate dulapurile poți să te baci. Zici că, nu știu, ne jucăm Tom și Jerry. Eu mă, așa mă jucam, poți să te joci mai târziu cu ea. Nu prea Să are te joci sens, după adică masă. jocul ăsta nu e făcut să faci așa ceva. Dar mă mir că totuși intri sub obiecte, iar sub masa asta nu merge. Nu Ba poți, da. nu. Ba da, merge. Ba Dar da, nu poți bro. să intri. Bă, dar Mol. știe peste tot unde sunt și uitați-vă cât de repede mă mișc. E destul... Ea Și e e glitchuită, nu blocată. se mișcă. I-a rămas doar animația. E destul de interesant, adică cred că ajungem la o limită cu ce mai pot să facă băieții ăștia cu modurile. Bun, hai să ne scoatem viteza și să nu mai fiu Ant-Man. Și dacă mă fac acum gigant... Iată, când sunt gigant, ea nu mai e mică? Sau Că se s-a face făcut și... mare. What? Păi nu Stai mai e un ea pic. mică, că nu e dat Tiny Granny. Ea Wow! mică, uite ce face, dansează cu capcanele. Mare, medie, mică și aia e prea mică încât o mănâncă capcana. Și cineva se întâmplă... Mi se apasă singur aici, nu știu, hai să închidem modul Scoate ăsta. meniul ăla. Dar văd că nu se mai mișcă, să blocăm capcana asta. Granny, ce ai drag? Hai că o să calc eu aici să te ajut. Ai prins-o ca pășoare, ce vezi? Ne-am prins pe amândoi, de fapt. Nu vrea să se Nu. miște, dar aici avem toată familia. E, Granny chiar îl iubește pe Bolt, ok? O, dar gras e asta, deci care guș, așa, nu știu. Ce voiam noi să facem, că am uitat, voiam să, Să a, da, voiam să iau, pozele și după aia Splendrina. să mai iau pozele aici. Asta Ei, cine vezi că bă? pozele sunt și pe în Bă, baie asta și e pe ăla, pe alta? vent mai sunt pozele. Pe vent? Da. Adică nu ne chinuim să mai trecem jocul acesta, l-am trecut de prea multe ori și deja devine plictisitor și sunt și supărat pe developerul jocului că nu mai face update-uri, a abandonat joculețul acesta și dacă ar fi fost un joc, aș mai fi zis, dar are foarte mult potențial. Nu știu ce am crezut că pot să ies pe geamul ăla. Ok. Uite, poate acolo e, aici nu e. Am văzut că a făcut un update pe Slendrina, Rafael, deci nu mai vrea pe Băga ăsta. mea și piciorul în Slendrina lui. Cred că trebuie să joc și eu jocurile cu Slendrina, că tu le-ai jucat. Păi da, Hai să toate. punem pozele ca să știm exact cam câte ne mai trebuie. Cred Două, că cred că. două maxim. E secretul lui Granny ăsta, poza Da? asta. Și ne mai Da. dă o zi în plus. Da, două. Mamă, Două dar ce zile. HD e? Unde mai poate să fie, zici tu? Acolo în vent, la baie. Da, ai dreptate. Hai să mergem și Și la baie baie. și apoi mergem deasupra. Să vedem. Nu Întotdeauna a cred. fost o durere. Poate Nu să cred. fie o poza în pepene? Nu. Bă, dar dacă eu am item spawner, nu pot să le spawnez? Nu. Pe bune? Nu, nu. Wow, și aici avem Soluția. meniul ăla lui Boldy. Sunteți nebune, mă urmăresc. Vor și ele să apară în episod. Deci două ne mai trebuie. Mereu a fost o problemă să le găsești, uite, una. Și asta ultima o fi aici? Se poate, da. Dar trebuie să găsești ciocanul. Bă, dar ce HD e Boldy. Cred că pot să-l dau cu item spa. Nu poți să-l dai. Dar Dai asta nu și te mie lasă să voie, te treci. rog. Doamne. Adică, nu știu, ce părere aveți? Ce părere aveți de modul acesta? Mie mi se pare amuzant. Adică, sunt tare curios să văd ce ideile mai trec ăstora prin cap. Ia uite, Rafael, mai Deja e au cam pat. complet. Ne Ia vezi trebuie aici, ia vezi ciocan. acolo pe lăzările în spate. Aici Aici? mai ascunde câte una, așa ascunde ea. Așa face ea, Rafaele. Granny nebuna. Butoi ăsta are ochelari sau ce are? Da.
Ok, hai să Sweet. mergem pe aici, că n-am. Aici pe raft, ultima piesă. Hai să vezi care Piesă, era ia soluția. uite-l, mă. Cu leopard, cu nebuneri, nici v-am mai arătat aici, am și uitat că trebuie să vă prezint modul. Deci cam așa arată, avem numai dirt, pac-pac și după aia niște dungi. Scara aceasta continuă dungile, aici a avut Granny bani de parchet. Și mai Și-a sus iar schimbat bani de podeaua. parchet. Asta e cu capul nori la propriu. Nu știu Uite ce pe mai principal. caut. Ce ziceam ăsta? No running in the halls. Hai că ai jucat și tu, Boldy Marius. Am jucat, dar aici. A dat rage, bă. Ia uite ce Ursulețo. ursuleț. Bă, dar Cum? ce nervos e, nu știu. Playtime. Ok, mergem, punem poza și apoi ducem ursulețul să vedem pe Slendrina. Pentru că în modurile acestea mai noi, ăștia tind să o modifice și pe dânsa. Adică nu mai rămâne la fel. Nu Chiar înțeleg de dacă ce nu nu... schimbă și melodia. Nu o poți modifica foarte mult decât textura pe ea, adică nu poți să-i schimbi fața sau ceva. Dar Marius a încercat să facă o textură și a zis că e destul de greu. Ia uite Rafaele. Ce avea Bă, să e creadă. prea HD poza asta. Ia-l joc. Uite ce fericit e Boldy și te întreabă 1 plus 0. Nimeni te întreabă greu, vezi? Da, și apoi îți bagă o aia cu scris peste și toate nebunelile. Asta cine e? Boldy. E Bold din Minecraft. Ar trebui să-l facem și noi pe Boldy din Minecraft. Ce zici? Un pixel art ăla. Noi facem pixel art sau facem Survivor Păi, la Rafaele? câte facem acolo? Bun. Hai să luăm ursulețul și să Păi vedem. dai Așa. ciocanul. Ai dreptate. Dar nu mai poți să mai ieși și nu mai se blochează. Dacă Doamne, mai... ce e aici? Uite, aici trebuie să fie ciocanul. Nu? Jos în basement nu era. Du-te și ia cheia de la safe, de la ursuleț. A, da, poți să-ți dai ciocanul, poți să-ți dai, da. Et. Gata, ciocanul, băieți. Trebuie să muncești cu cap, nu să muncești din greu, sau cum era zicala După aia să-ți arăt una. Păi du-te și du-l acolo. Da, nu mai trebuie, că le spawnezi acolo. Lasă-l jos. aia. Ah, da, ai dreptate. Și după aia să-ți arăt una șmecheră. Trebuie să te duci afară în curte. Șmecheră? Da, cea mai Ok. tare de modul ăsta. Și dacă încă vă mai uitați și voi la episod, băieți, nu uitați să apăsați butonul acela de like, pentru că țin minte că ultimul episod de Granny v-a plăcut, ceea ce e bine, însă suntem cu toții mânioși pe developer că updatează Granny și, updatează Slendrina și nu Granny. Și voiam să zic că Marius a încercat să facă o textură și spune-le oamenilor cât de ușor e. E greu de tot. Deci sunt undeva la Fiecare obiect, 300 de texturi acolo. 300 de poze care trebuie modificate cu pozele tale proprii. Și cu cap, adică trebuie să te gândești, să intri în joc, să vezi dacă e Deci bine. dacă strângem 15.000 de like-uri, fac eu o textură, Rafaele, pentru noi. 15 capa. Na, e greu de E de făcut. muncă, adică nu o faci într-o Și trebuie să zi. cumperi și un program. Că Da? trebuie o licență, da, să te uiți în jocul ăsta. Ia vezi, Rafaele, cine e? Ia, hai să scoatem asta. Ne ridicăm. Slendrina, arată-te. Cine e Rafaele Sandin Neves? Nimeni. Iisuse Hristoase. E Boldy, dar... Și-a dat cu ruj. Tu ce cauți aici? Nu-i convine. Nu-i convine, ești nebun? Sau e îndrăgostită de Slendrina, care arată ca Cu cine Boldy? vorbești? Are două capete bunica Ce asta, cu unul față fără... are, doamne! Uite, prima oară vorbești cu Boldi și după cu bunica, ia. La Bunii, nivelul tău e... știu că ne iubim unii pe alții, dar dă-te la o parte! Hai să ne arăți ce ziceai tu, afară Du-te în sau... curte. Da, du-te în curte. Hai frumos în curte să ne plimbăm, să ne relaxăm. Aici m-am arătat. Ce cameră ne-am arătat? Hai să ne uităm puțin aici. Asta e așa. Că aici m-am uitat în detaliu. Asta și cred că camera lucrării. Dar nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta. First prize sau ceva. Doamne. El a de vrea să mărite cu tine. Da. Deci cam așa arată casa. E interesant, mă, n-am ce să zic. Adică e ceva unic. A, și asta e camera directorului. No Așa running in zice. the halls. Ok. Să le dăm la o parte. Câte Dar n-a tablouri ar căzut văzut acolo? tablouri acolo, cred că se spawnează în plus. Ia. Bun, și care e faza? E bă, ai item duplicator și spawnează skigdele. Uite un duplicator și ce să spawnez? Mă duc în ceruri! Dacă nu pot să ies pe ușă, mă duc prin cer. Hey. Am văzut ceva acolo. Ah, suntem... Ok, deci cam așa e harta. Te-ai pe N-am cheie, murit, ești Rafaele, nebun? și tu. Bun, deci hai să mergem o dată cu Hai să-ți play. mai arăt o șmecherie. Stai așa să le prezint oamenilor. Dar cade ăsta? Nu e că stă pe loc. Clic, Ba clic, da, clic, stă. clic, 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 clic.
Deci avem acolo odată camera, vedeți cum e făcută casa? Interesant, help. N-am mai modificat textul, uite, stop, ok. Hop, ce Ia șmecherie. uite în sus, uite în sus acum. O vezi? Aha. Cheie zburătoare. Du-te acolo Deci... la pod și ridică-te pe cheie așa în sus. La pod? Da. Care pod? Acolo, mă, unde e aia. Unde am Unde spălat cu pui blana. slendrina? Unde pui blana. Dar du-te pe în casă. Ok. Facem și așa dacă zice ma... Unde ești, Rafaela? Alo? Cred că Nu ești avem pe un lumea asta. random teleport. Am făcut Ant-Man. Îmi dă click, știi? Da. Am înțeles. Și după aia sar după cheie. Deci, care era Playhouse Key? După aia sar după cheie. Ia! Zi, 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 zi. Și... Ah! Aga mea și picioaca. Ia sar după cheie acum. Deci te omoară zona, nu damage-ul. Da. Pentru că noi din aur am căzut atunci. Ți-ai De rupt la înălțime mai joalele. mare. Da, nu te... Ce dubios. Acum Ai vreau să văzut, ne Rafael? traduci ce scrie pe geamul ăsta mai jos. Scrie canalul lui de YouTube. The world... A, uite mă, vezi că el e. Da, ți-a zis. Deci e semnul de la salvare ăsta, ce naiba e? Ia, merge să spawnezi acum mulți watermelon, ia vezi. Watermelon? Ia, Păi dai nu lângă e, el. aba da. Unde te duci, Rafael, cu watermelon ăla? Nu, nu mergem. Dar... Mai vreme să arăt ceva, dar uitai. Ce face asta cu random teleport, ea? Te teleportează în locuri diferite. Mamă, nu mă mai prinde bunii niciodată. Ia, atent că intrăm în fântână, sunteți pregătiți? E Rafael, ai găleat. Bă, păi nu pot să cad pe găleată. Ești în fântână, Rafael, ce mai vrei? Sunt, dar nu sunt. Nu știu dacă înțelegi. O arunca și itemul. Mouse-ul se gliciuiește. Băieți, chiar nu știu să mai fac. O să ies din fântână pe niște pepeni. Frumos. Ia uitați-mă. Ai Se căzut, pare că Rafael? n-aveam voie să aterizez acolo. Ok. Bun, păi cam acesta este episodul, băieți. V-am prezentat casa, cred că v-am prezentat fiecare cameră posibilă. Ne-am și distrat puțin cu meniul acela de moduri și așteptăm în continuare un update de la developer. Au trecut undeva la 2 luni, nu s-a mai adăugat nimic. Sau măcar o textură ceva așa mai deosebită și o să ne mai uităm la dânsa. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă mulțumim pentru atenția acordată și ne vom... Ce ai, mă? Și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!